Bine v-am regăsit, Raci. Voi face etalarea pentru RAC, pentru luna octombrie. Voi începe cu resursele racilor. Deci ce resurse veți avea voi în luna octombrie? Resurse vă gândiți la bunuri pe care le aveți, bunuri imobiliare, vă gândiți la bani, la salariu pe care îl obțineți. La baza pachetului aveți 3 debute, aveți o inițiativă, încercați să faceți ceva. Deci este o inițiativă, nu este o creativitate, o inițiativă. Schimbați ceva, începeți ceva, dar mai mult este o idee, am zice, o inițiativă care să vă ducă spre o creștere, spre o prosperitate. Voi folosi 7 arcane, etalarea cu 7 arcane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Vedeți că nu le-am întors, fiindcă le las să le întorc la sfârșit. Prima pe care o întoarcem este trecutul vostru privind resursele. O alegere pe care o aveați de făcut. O alegere, deci, îndrăgostiții sau gemeni. O alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Deci trebuia să faceți această alegere și întotdeauna sfatul este să nu alegeți un lanț de fier, să alegeți un lanț de flori pentru a fi o reușită. Trebuie să faceți oricum o alegere, nu este posibil să nu faceți alegerea sau să fiți indeciși. Să vedem ce lămuriri primiți. Da? Este vorba de un 3 de bâte, deci o inițiativă pe care ați luat-o în trecut. Ați luat această inițiativă, dar aveți totuși un 8 de cupe. Am zice, încercările pe care le-ați făcut în a obține ceva, în a obține ceva pe care vi-l doreați. Deci ați făcut foarte multe încercări și totuși nu ați obținut ceea ce v-ați dorit. Bun. Următoarea carte este prezentul. Prezentul este legat de o prințesă de bâte. O prințesă de bâte care ar putea să vă reprezinte dacă aveți ascendentul în leu sau în berbec. Dacă nu, luna, sau dacă nu vă reprezintă pe voi. Poate să reprezinte pe altcineva sau poate să reprezinte atitudinea acestei prințese. Adică foarte mulți prieteni care sunt egoiști, își urmăresc scopurile lor și voi cam tot timpul pierdeți. Acesta ar fi prințesa de bâte. Și iată, aveți un 6 de cupe, dar și amăgiri, un 7 de cupe. Deci vă gândiți la copilărie, vă gândiți la trecut, la relațiile din trecut, la persoane cu care puteți să vă întâlniți din trecut, sau nu mai vă aduceți aminte de ele, dar vă și amăgiți cu ocazia asta, fiindcă aveți aceste amăgiri, iluzii pe care vi le creați cu un 7 de cupe. Acesta este prezentul, viitorul. Viitorul vostru este marcat de o regină de pentagrame. O regină de pentagrame poate fi vorba de un capricorn. O femeie care are un aspect pe zodia capricorn. O femeie care
Este creativă, ea se descurcă tot timpul legat de bani, face ce face și se descurcă. Și poate să vă sprijine cu bani, poate să vă ajute. De obicei, ea ajută pe toți cei din jur. Legat de bani. Aceasta ar fi regina de pentagrame. Pentru lămurire aveți un 9 de bâte și un 7 de spade. 9 de bâte pare să fie o activitate, o muncă misterioasă, ceea ce faceți voi, ceva mistere, ceva în care vă ascundeți niște scopuri, sunteți pregătit de această ce vreți să faceți, știți ce vă așteaptă, dar aveți și un 7 de spade, am zice falsificarea unor acte, deci lucruri înscrisuri falsificate. Aceasta ar fi legat de această regină de pentagrame. Răspunsul, deci în viitor aveți aceste înscrisuri falsificate. Răspunsul este referitor la voi. Am zice, sunteți voi, regina de cupe, deci racul, care arată acea tendință de sentimente, romantism, dar și, am zice, aspecte în care nu sunteți o persoană care să mențină, să zicem, într-o idee sau deci sunteți schimbătoare. Cam asta este, ar fi. Așa cum este și apa, deci schimbătoare. Regina de cupe. Să vedem ce explicații avem la răspuns pe această regină de cupe, deci pe voi, dacă sunteți femei, dacă sunteți bărbați, nu vă reprezintă pe voi, poate să reprezinte o altă persoană din jurul vostru care are un aspect pe rac. Și iată, este 6 de pentagrame, deci generozitate. Sau dumneavoastră sunteți generoși, sau cineva, o persoană, este generoasă cu voi și vă oferă sprijin, vă oferă bani, vă oferă o șansă de afirmare profesională, dar aveți și forța, puterea, leul. Dorința aceasta de a vă folosi această forță, această putere pe care o aveți. Și întotdeauna forța, puterea spune, trebuie, deci puteți să vă folosiți această putere internă a voastră dacă cunoașteți și respectați dreptatea și adevărul. Averea, creativitatea, treiul de pentagrame, aceasta este averea voastră, treiul de pentagrame, creativitatea. Sunteți creativi, căutați tot timpul soluții și încercați să organizați această trei de pentagrame cât mai bine pentru a obține un rezultat bun. Deci a obține o avere, trebuie să fiți geniali, am zice, la treiul de pentagrame. Haideți să vedem ce lămurire puteți primi. Este un 4 de bâte și un 9 de pentagrame. Deci primiți bani, primiți bani pe care puteți să-i investiți în frumusețarea căminului, într-o locuință nouă. Deci 4 de bâte
Bâte este o arcană foarte bună. Arată un succes în carieră, o reușită și reușita de a investi. În lux, în bun gust, dar și acești bani care provin dintr-o sursă misterioasă, poate de la persoane în vârstă. Și speranța voastră este să nu faceți nicio alegere. Deci să nu fiți puși să faceți o alegere. Este balanța, luna în balanță. Deci am zice că nu vă doriți alegeri între două lucruri identice. Preferați să nu alegeți nimic, preferați să lăsați totul la întâmplare, vă doriți deci indiferența. Acesta ar fi doi de spade. Și un rege de spade, dar și o mare preoteasă. Regele de spade reprezintă de obicei o persoană care aplică legea, o persoană care nu este prea bine benefică venită, fiindcă poate să reprezinte o persoană, un procuror, un polițist, o persoană care aplică legea, o persoană foarte rece, o persoană care, pe care nu interesează sentimentele, aplică legea și atât. Iar Marea Preoteasă poate să vă reprezinte și pe voi, racii, este Lilith, este Luna Neagră, este acea conștiință a noastră, a omului, care arată dragostea maternă, protecția, dar și pasiunea și aspectele de... toate aspectele pe care am putea spune poate să treacă o persoană, un om, din punct de vedere al conștiinței, Lilith. Și este o femeie care încearcă să afle secrete tot timpul. Deci vrea să știe secretele celorlalți pentru a le folosi. Și încheiați cu un prinț de bâte, un săgetător, care poate să vă dea o veste, un săgetător care este cel care duce veștile, atât la bine cât și la rău. Deci, indiferent, el muncește ogorul, oricare ar fi situația. Să vedem aspectele, un 10 de bâte, multă, foarte multă muncă, dar o muncă care și eforturi făcute de acest prinț de bâte, săgetător, și în același timp hierofantul, care reprezintă în primul rând marele preot, mentorul vostru, mentorul săgetătorului, cel care sancționează atitudinile incorrecte, cel care vă verifică comportamentul și vă cere ca orice decizie pe care o luați să o treceți în primul rând prin conștiința voastră. Să vedem și runele. Sigel este problema voastră. Și în sus răsturnat. Trecutul, Gifu, Eol, sfatul, o să-l pun aici de subit, la gaz, și tir. Răspunsul final, este Ehvaz întors. Nu Ehvaz, ci Ehvaz întors. Deci, problema voastră este acesta. Am putea spune că e o problemă de sănătate, probabil mai veche,
Dar această problemă de sănătate primește niște sfaturi greșite. Deci, în ceea ce privește problema voastră pe care trebuie să o luați acum în calcul, nu reprezintă banii, nu reprezintă resursele, reprezintă o problemă de sănătate pe care trebuie să o luați în calcul și mai ales să fiți prudenți că sunt persoane care vă dau sfaturi greșite, sfaturi care vă bulversează, vă aruncă în acea situație în care nu știți ce să faceți. Și este bine să mai verificați acest sfat și de la alte persoane sau chiar persoane care sunt calificate când vorbim de sănătate. Aici avem trecutul cu daruri, un trecut bun, un trecut în care ați avut daruri spirituale, daruri materiale, deci o situație benefică și relații de prietenie care au fost generoase, bucurie, apropiere v-au adus. Este vorba de premoniție puternică. V-ați folosit această premoniție, este o lună a protecției, am zice, ați fost protejați cu acest eol în trecut și ați primit daruri, o cerere în căsătorie, daruri spirituale, daruri materiale, dar în schimb pentru acest sfat este la gaz și tir. Sunt două rune care se susțin. Am zice, tir arată o reușită, o victorie. Sfatul este folosiți-vă intuiția voastră pentru a reuși, pentru a obține o victorie, pentru a obține ceea ce vă doriți, a obține o situație benefică. Folosiți-vă intuiția voastră, premoniția, un vis premonitoriu și răspunsul, rezultatul final este o schimbare, o schimbare de locuință, o schimbare de mediu profesional, este o schimbare impusă. Nu este o schimbare care vine așa normal, deci este o schimbare care este impusă. Aceasta ar fi etalarea pentru resursele voastre. Vă doresc numai bine, dragi!